Vă salut, 16 august, ora 19, le-am activat cu un pic de sirop. Am început să zboare. N-am văzut sirop, în schimb, sirop cu polen, la niciunul. Cât le-am dat sirop, am uitat să văd ce mai zboară și n-am văzut. În schimb, am văzut niște albinuțe de-astea așa. Murdare pe ceafă. Și mă gândesc că poate totuși ar aduce ceva polen de dimineață. Dacă-s murdare așa pe scăfârlii. Zboară mai tare. Asta e de la sirop. Caută și nu găsește de unde vine sursa de cules. Și nu văd polen. Am zis că poate vedea și eu acum pe seară ceva, dar nimic, 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 nimic. Drojdia încă nu l-am dat. Și stau pe gânduri. Am zis că le fac azi ceva. Drojdie, dar n-am mai avut timp. Cam așa se prezintă. Rest e uscatul. Nu prea văd de unde ar mai putea aduce polen. Albinuțele caută de sub, peste tot. Și pe aici, pe spate. Caută sirop. E cam periculos acum, e cam de vreme, dar trebuie să plec. Sper să nu pățească nimic. Turghineșurile sunt mici. Toate bune. Parcă să zic că un pic de populare în stuc, dar probabil că e de vreme, e 6, 6, la 6 am început eu să dau sirop, cu 7 și urmă și multe albinuțe pe câmp. Polen tot nu văd. Cam atât momentan. Multă sănătate și mai bine.